la Horia și preocupările lui. Adică omul vrea neapărat să mi-l însoare pe Dani. I-a intrat în cap și gata. Cred că Horia se plictisește foarte mult la mașină și când stă la semafor așa se gândește: bă, ce task-uri mai aveam eu de făcut astăzi? Apa a luat nevastă-mea, fetele s-au ocupat de cumpărături, ce mai aveam eu de făcut? Și când ai mult timp, te gândești cum să schimbi viețile altora. Da, deci da. Te uiți, na. Și aglomerați în București, ai câte două ore în trafic, îți fii tot felul de idei. Ce, câte gânduri? Zboară prin mașină. Da. Am și o întrebare la tine. Din tot ce ai văzut până acum, la tot ce ai văzut până acum, ți-a trăsătat vreodată inima? Da. Unde? Rupurile. Nu. Ce nu la tot ce ai văzut până acum, ți-ai trăsătat inima să-ți trăsătă. Da. Nu timpanul, da, nu trompa, da, nu trompa, da, lui Stachio. Da. O așteptam pe Mirela Bureanu să intre de partea altă de scenă. Așa bine m-a zis. Pentru Daniela. Au fost câteva. Care? Nu pot să zic. Dar hai să zicem că în Maroc mi-am stat bine. S-ar putea ca fericirea să nu fie de departe, să fie chiar lângă tine. Deci nici măcar să-l însuri pe Dani n-ai reușit. Azi. Da, da. Te-o fi legat cu nunile. Cine? Brânciu. Ce mă uit la tine ca la o mătuse din aia, din provincie, care vrea neapărat și sprijin, are poză cu nepotul tot timpul. Așa, fel. Nu te pune nepotul meu la da. E foarte greu să scoți de la Dani caracteristicile femeii perfecte. Dar cred că sub o presiune pe care o simte în fiecare zi, cred că ne vom alege cu ceva. Eu nu vreau să fac acestui copil iluzii de șartă. Deci, trecem mai departe, alcătuim câte 14 echipe, da? Câte 14 artiști. Știți că eu sunt aici în momentul ăsta, adică nu sunt la toate. Dani, hai să-ți spun planul meu, poate te interesează. Da. Deci, facem echipele de câte 14, da. Și la împărțirea ăstora, echipelor, va trebui să vii și tu. Eu cred că X-Factorul ăsta trebuie să se termine așa. Eu, câștigător, Dani, cu soție. Nu, dar nu facem aici. Nu. Ce e asta? Concurs de... Nu. Copiii ăștia trebuie să mă asculte. Eu le vreau binele. Știu cât contează chestia asta dacă Dani va pleca în surat după X-Factor. Probabil că lucrul ăsta va afecta îngrozitor câștigătorul X-Factorului. Aurea, fie vorba între noi. Cel mai frumos plic pe care l-ai putea pune la nunta mea este de peste 100.000 de euro. Iar tu ai demonstrat că se poate. Nu mai vreau să deschid acest subiect. Ce poți să găsi din platoul ăsta? Era important. E jenant. Da. Ce e jenant? Cum să fie jenant? E jenant viitorul tău, Dani. Vorbim despre viitorul tău. A trebuit să iei în serios treaba asta, pe bune. Dani, vrei să rămâi mănâncă, așa? Să creangă? Păi? Dar știi ce bine e creangă? Nu-i bine. E un pic superficial, dar... Până să o găsi una care, nu știu. Eu nu știu de ce voi aveți toate aveți așteptările astea, că mie îmi plac femeile mult mai mari. Câte ne-ai? Eu i-am mai zis că e târziu. Pentru el. Și nu-mi plac femeile. Bine că nu sunt mai mari. Îmi plac femeile și atunci. Ce-i place lui Dani în materie de fete? Nu mai știu. Este într-o perioadă de casting. Din păcate, cu Dani e greu. Nu e o fire ușor de înțeles și nu e așa ușor. Un, doi, trei, pac, ia o nevastă dacă vrei. Nu. Da, dar el alege doar carapacea și eu îi sugerez. Eu și cu Brânciu, desigur, mătușa lui Brânciu. Mie îmi place jocul ăsta, pentru că din joc se întrupează mireasa. Mătușa pețitoare Brânciu, care n-are altă treabă decât să-i găsească stăia nevastă. Mai avem puține zile de audiții, însă sper ca o concurentă să vină cu Dani direct la audiții în dinți, așa. L-am adus și al meu. Mă mir că nu și-a scos diagonala să spună. Statul ocrotește instituția căsătoriei. Cu soția mea, de exemplu, am avut 3 emisiuni. Ea a lucrat cu mine cu 3 emisiuni ca producător. Și ne-am căsătorit. Dar odată îți vine flama. Experiența.